dacă ai fi vrut să vezi cum arată iadul, trebuia să cobori în beciu de la Poliția Capitalei. La începutul lunii februarie 2001, primesc o citație să mă prezint la secția de poliție numărul 3, în calitate de martor, într-o lucrare penală. Mi s-a luat o declarație, direct declarație de învinuit în prima fază, după aia de inculpat. S-a mers pe repede înainte foarte tare. Au chemat un avocat din oficiu care a venit, a citit declarația mea, a zis că este ok, că n-au ce să-mi facă, a semnat-o și a plecat. Și m-au dus în arestul Poliției Capitale. Și uite așa am ajuns să-mi cunosc procurorul, pe Cristian Panait. Îmi solicita să scriu ceva anume. Eu i-am spus că nu scriu așa ceva, că nu pot să scriu ce nu știu. Adică întreabă-mă dracului de fapta mea, aia pe care mi-o pui în spate. Întreabă-mă, dar nu-mi cere lucruri pe care nu le cunosc. Nu-mi cere să spun de ăla că a făcut, că a adres, că nu știu ce, că dacă scriu lucrul ăsta, mâine sunt acasă. Cred că a rupt preț de 5-6 declarații pe care a început să le scrie și în momentul în care eu spuneam și nu-i mai convenea ce spun, iarăși o rupea și iarăși o luam de la capăt și iarăși se enerva și iarăși se ridica de pe scaun și era agitat tot timpul. De la momentul ăla până la întocmirea rechizitoriului, nu a mai fost scoasă din arest, decât pentru prelungire. Nu a mai fost audiată, nu a fost confruntată, nu a fost făcut absolut nimic. Toată perioada asta, prin avocat și personal, s-au formulat o sumedenie de cereri. Cereri de probatoriu, cereri de confruntări, petiții, memorii, a solicitat inclusiv expertizarea psihiatrică a procurorului Panait. La niciuna din cererile și plângerile mele n-am avut vreodată o soluție. Toate ordonanțele procurorului de prelungire a duratei arestării preventive sunt absolut identice. Da. Deci nici măcar o virgulă în plus sau în minus, un cuvânt în plus sau în minus. Toate sunt de genul gravitatea deosebită a faptei și prejudiciul cauzat. Acestea erau argumentele procurorului și erau menținute de către instanță. La vremea respectivă trebuie să vă recunosc că verificarea instanței era una foarte sumară. Dacă ai apucat să intri, greu mai ieși. Primul lucru care te întreabă este când intri acolo, cu ce faptă ești. Cum te cheamă vine mai târziu și câți ani ai și ce și cum. Dar întâi te întreabă ce faptă ai. Eu le-am zis din start, mâine plec acasă. S-a râs. E, dați-vă seama cam cum te priveau celelalte în momentul în care spunea eu n-am făcut lucrul ăsta, eu nu sunt vinovată. Că toate la început spuneau așa și după aia intrai în zona aia în care și eu am avut momente în care am întâlnit fete intrând noaptea în arest care spuneau, nu, e imposibil, n-are cum eu. Dacă mâine nu plec acasă, nu. Și am râs și eu. Îmi imaginam pușcăria altfel, așa cum am văzut eu în filme, o chestie mare, cu lumină, cu... E adevărat, cu gratii, că gratiile există. Eu în arestul Poliției Capitalei n-am văzut gratii, că era un beci. Avea o cameră fără toaletă. Se scotea la toaletă dimineața, la prânz și seara. Dacă aveai ghinionul sau neșansa să... Ce se întâmple între intervalele astea de timp, noaptea nu mai vorbim. Noaptea nu te scotea nimeni niciodată din cameră. Deci eram 10, erau 3 dușuri și aveam un sfert de oră la dispoziție să ne spălăm. Încăperea în care erau dușurile arăta ca o grotă cu pereții mâncați, erodați de apă, de nu mai știu ce. Pe peretele ăsta erau 3 dușuri și când spun dușuri, imaginați-vă la un furtun cu apă care venea de sus așa, iar pe peretele celălalt, 3 toalete turcești, în aceeași încăpere, unul lângă celălalt te atingeai de... vecina când... Primele 3 repede, următoarele, era chestie de minute. Așa, 3 foloseau WC-ul pentru că și ăla era inclus tot în intervalul ăla, în sfertul ăla de oră, da? Pentru că trebuia să intre camera următoare și tot așa, aveau timpul alocat. Noi aveam un sfert de oră pentru că eram mai multe, dar celelalte, din câte mi-amintesc, aveau mai puțin și după aia bătea gardianul în ușă și zicea, gata! Și în momentul ăla trebuia să ieși. Ei, puneai prosopul pe tine și ieșeai, mai cu săpun, mai cu șampon, mai cu ce Dumnezeu aveai pe tine acolo, ieșeai când aveai încotro. Lumina aia aprinsă permanent, aia era cumplită, pentru că stăteam și la patul 2, n-aveam nici măcar pat deasupra. Fumul de țigară, care nu ieșea niciodată, nu ieșea niciodată de acolo, când avea dintr-un spațiu extrem de mic și de îngust în care toată lumea fuma și ziua și noaptea. Ei, cum să iasă, că n-avea unde. Am plecat din arestul Poliției Capitalei și am ajuns la Rahova, am avut certitudinea faptului că am schimbat iadul cu raiul, măcar pentru faptul că aveam lumină. Existau ferestre mari
în care intra lumină, vedeam soarele, n-am văzut soarele aproape 8 luni de zile. Judecătorul trata cele 5 persoane arestate la unison. Au făcut. Da. Niciun moment, nici procurorul și nici judecătorul nu a făcut ceea ce se numește individualizarea participației penale. Situația era tratată global. Dacă pentru unele persoane existau probe că au săvârșit faptele, unele chiar au și recunoscut, judecătorul cu cea mai mare ușurință, da, menținem, prelungim. Niciunul dintre inculpați, din ceilalți inculpați, nu a spus că ea ar fi făcut ceva. Toți dintre ei spun, Dana nu a avut nicio legătură. Dar eu, Daniela, nu a avut nicio legătură. Lucrul ăsta m-a durut mai mult decât faptul că am stat acolo atâta timp, aiurea și degeaba. Prima și cea mai mare grijă mea a fost copilul. Și cred că oricare părinte ar fi avut aceeași problemă, mai ales că eu eram o mamă singură. Îi spuneau copiii la școală, pe lângă genul ăla de marginalizare, de devenise extrem de agresiv și sărea la bătaie, pentru că copiii sunt copii. Da. Expresii de genul mai că ta la pușcărie. Tragedia a fost că tot în perioada aia a murit și tata, singurul sistem de referință masculin pentru el, pentru că tatăl meu a fost ca și tatăl lui. În urmă cu 15 ani, percepția era alta. Într-o comunitate restrânsă, într-un sat, practic, unde ea a avut o poziție medie de oameni normali, muncitori, te evită toată lumea și te izolează cumva. Au fost mai loviți decât mine. Adică dacă cineva a suferit mai mult din toată povestea asta, eu zic că au fost ei, pentru că de câte ori veneau la mine, au venit la Rahova, veneau la 2 luni odată și cu copilul după ei, pentru că l-au luat împotriva voinței mele. Eu n-am reușit niciodată și stăteau o oră jumate, era timp, puteam să stau cu ei, să vorbesc cu ei. Niciodată n-am reușit să vorbesc cu tata. Pentru că din momentul în care s-a așezat pe scaunul ăla și până pleca, tata nu mai plângea. Niciodată n-am reușit să stau de vorbă cu el. Să-i spun, mă, tată, stai să spun niște lucruri. Stai să vezi. Au fost câteva momente în care mi-au zis, mă, tată, nu te-o ține ăștia degeaba aici. Deci nici el nu credea. A trebuit să facă față unor umilințe destul de mari. Dacă eu măcar am fost canalizată pe lupta asta, lupta asta mi-a distras atenția de la orice. Am luat-o precum taurul ăla înainte și nu m-am mai uitat stânga-dreapta. Dar ei au adunat toate astea din urmă. Și să știți că le-au mai adunat ani buni și după. O aveam pe mama acasă, aveam un copil, aveam un câine, aveam o hotărâre de condamnare, dădeam cu subsemnatul la serviciu de supraveghere, ofițerul care se ocupa de mine scria că se află în întreținerea părinților, caută job, risc de recidivă mic, conștientizează fapta. Întotdeauna la ora exactă mă prezentam acolo, întotdeauna așteptam cât trebuia, mă vedea că sunt acolo, întotdeauna, adică am fost atât de conștiincioasă încât ei au crezut, asta o conștientizează fapta. Dar am făcut lucrurile astea de teamă să nu se mai întâmple ceva, că orice neprezentare acolo însemna revocarea beneficiului suspendării. Ori eu executasem 1 an și 9 luni și până la 3 ani mai era. Au fost niște ani mai urâți decât anii de detenție, pentru că am prestat, cu ghilimelele de rigoare, tot soiul de munci care nu necesitau un angajament ferm, care nu necesitau un contract de muncă, pentru că se solicita un cazier judiciar. Și în momentul ăla, ce naiba era să le spui? Dom'le, stai să vezi că eu de fapt sunt nevinovat. Bine, bine, unde scrie? Experiența asta am avut-o cu soțul meu, care este polițist. Cred că după vreo 2-3 luni de zile i-am spus. După vreo 2-3 luni, pentru că știți cum e, căutam și un moment. Bună, știi, eu de fapt am fost puțin la pușcărie. Spune unui polițist lucrul ăsta, care e și prietenul tău. Teoretic ar trebui să mai stea puțin cu tine, să spună că vă vedeți mâine și de mâine să nu mai existe, mă gândesc.
Iar eu în momentul ăla n-aveam nimic de spus decât faptul că am fost condamnată, că am fost la pușcărie și că m-am plâns eu la Curtea Europeană, dar n-am un răspuns. În 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, analizând cererea, admite plângerea și constată că au fost încălcări ale dreptului atât la un proces echitabil, dreptul la apărare. Dacă n-ar fi existat intervenția Curții Europene, dacă n-ar fi existat această hotărâre, eu n-aș fi avut niciodată posibilitatea în viața asta să revizuiesc cauza asta. Am făcut 6 luni de zile ping-pong între judecătoria sectorului 1 și înalta curte. Judecătoria sectorului 1 spunea că nu e dosarul la ei, că n-a ajuns, că e la înalta curte. Mergeam la înalta curte, se întâmpla lucrul ăsta și de câte două ori pe zi. Certe că într-un final am găsit dosarul într-o încăpere lângă arhiva sectorului 1 sub niște saci de ciment. Neînțelegând ce a vrut în alta curte, judecătorul de la sectorul 1 dispune rejudecarea cu privire la toți inculpați. Este o ilegalitate și o încălcare flagrantă a procedurii, pentru că, evident, revizuirea aceasta nu putea primi decât pe Carol Daniela. Un judecător nu a fost capabil să înțeleagă ce are de judecat. În alta curte, sesizând gafa enormă pe care au făcut-o cei de la sectorul 1, le ia dosarul și dă dosarul spre soluționare judecătorii sectorului 3. Unde, mulțumim Dumnezeului, am nimerit un magistrat pregătit, profesionist, foarte curios însă, da, că acest magistrat, doamna Chiujdea, era soția procurorului care timp de o lună a instrumentat dosarul ăsta. Un an și 9 luni de arest preventiv, un an de obligare de a nu părăsi localitatea, 6 ani de supraveghere, 15 ani parcursul procesului penal. Ce urmează acum? Statul român trebuie să răspundă pentru eroi judiciar. O persoană a fost arestată și a fost condamnată în mod nelegal. După ce Curtea de Apel a dat soluția câteva dimineți la rând, mă dădeam jos din pat și primul lucru pe care îl făceam, verificam portalul, să fiu sigură că e adevărat. Cred că așa se întâmplă, lucrul ăsta se întâmplă cu toți cei care trec prin situația asta, nu neapărat numai cu mine, mă gândesc că sunt niște lucruri pe care ți le dictează contextul, ți le dictează conștiința, nu știu ce, temerea, spaima, că se repetă, că se întâmplă iar, că nu știu ce. Ce nu m-a urmărit de-a lungul timpului, nu m-a urmărit sentimentul ăla de ranchiună sau de răzbunare. La început mi-am dorit să știe lumea întreagă. Mă gândeam că se rezolvă mai repede, n-am știut că poate să dureze atâția ani. Alea au fost momentele în care îmi doream să știe lumea întreagă, să știe apropiații, să știe cunoscuții, cei care știu că am fost acolo, să știe că toată chestia asta a fost nedreaptă. Vine timpul, odată cu trecerea lui și nu știu dacă e un soi de maturitate care îmi spune ok, am ajuns aici, am demonstrat ce aveam de demonstrat, cine vrea să înțeleagă bine. Cine nu, iarăși e bine, am 43 de ani, 15 ani din viața mea, poate cei mai frumoși ani din viața unei femei, mai ales, zic, s-au petrecut sub semnul, permanent sub semnul poveștii ăsteia. Sunt niște ani consumați, care m-au consumat și pe mine, și de resurse, și de destule, cât să-mi doresc să vin o zonă de liniște. Aici, unde de 15-14 ani mă lupt cu un sistem, n-aș putea să încep o viață nouă. Cred că trebuie să merg într-un loc în care să o iau de la capăt altfel. Asta cred. Și am credința faptului că asta am să fac. Să încep o viață nouă. Chiar dacă încep la 43-44 de ani, că e târziu, e destul de târziu, dar de ce nu? De ce nu?